Primarul Comunei Sălășene-Chiești, Ioan Cătan, a declarat la Sălășanul TV că își menține decizia de a nu mai candida pentru un nou mandat la alegerile locale de anul viitor. Decizia primarului Ioan Cătana este una clară. Totuși, de ce nu mai candidați? Pentru că voci spun că nu vă interzice nimeni să nu mai candidați, având în vedere discuția din emisiunea precedentă în care dumneavoastră ați anunțat public că nu mai candidați pentru un nou fotoliu de primar. Ați luat această decizie, însă nimeni nu vă interzice să nu mai candidați, practic. Deci puteți să candidați fără niciun fel de problemă. Deci eu când am luat această decizie să nu mai candidez, nu am ținut cont și nici nu puteam să țin cont de ceva ce poate să vină la un moment dat. Deci când am luat această decizie, am luat-o tocmai datorită faptului că m-a scârbit pur și simplu. După 20 de ani de administrație în primărie și după încă 20 de ani de administrație în alt loc de muncă, dar tot administrație, probabil cu o responsabilitate cu mult mai mare decât asta pe care o am acum, m-a scârbit de așa ce văd că se întâmplă la nivel național, în primul rând. Și atunci am luat decizia asta pentru că, efectiv, mă consider o persoană nu neputincioasă, nu incapabilă ca să înduc la bun sfârșit proiectele pe care le-am și probabil despre care vom discuta. Și o să vă spun ca ce proiecte am acum în derulare la nivelul comunei și cam cum va arăta comuna Chiești în comparație cu foarte multe alte comune peste 4 sau 5 ani de zile. Dar vom ajunge probabil și la aceste întrebări și răspunsuri. Deci m-am scârbit de ceea ce văd. Domnul Lungu, au trecut 25 de ani. Sigur că cei care am lucrat și care avem o vârstă, cum am și eu, 65 de ani, sigur, nu-i nici mult, nu-i nici puțin, dar totuși este o vârstă din care peste 47 de ani, efectiv, în muncă. Fac o comparație în ceea ce a existat. Cum au funcționat lucrurile atunci și cum funcționează acum? Dom'le, fără disciplină, fără bun simț, fără o responsabilitate a fiecărui individ care ocupă un loc de muncă, nu poți să faci performanță, să fie foarte clar. Înainte exista totuși o responsabilitate, exista parcă o colaborare mai strânsă între autoritățile locale, nu mă referam neapărat la primar, indiferent ce funcție ai îndeplinit în interiorul unei comune, și autoritățile județului. Acum, parcă există atât de multă răutate între noi, încât pur și simplu ne-am mâncat unii pe alții, domnule. Nu ne putem vedea în ochi. De ce? Pentru că unul face parte din Partidul Social Democrat, celălalt face parte din Partidul Liberal sau Partidul, nu știu câte partide mai sunt, că ei nu mă interesează, ei nu mai vreau să le aud numele, inclusiv la partidul din care am făcut parte și am slujit 20 de ani de zile și cred că mi-am făcut datorie și din punct de vedere administrativ, dar și din punct de vedere politic. Dacă cineva mă poate contesta pe mine ca și primar în funcție din 96 până astăzi că nu mi-am făcut această datorie, este treaba lui. Dar nu mai pot, deci m-am scârbit.